Salutare, salutare și bine v-am găsit din nou în acest episod. Vă voi prezenta câteva imagini cu hotelul Philoxenia din Scala Prinom, insula Tasos. Un hotel excelent, excelent din punctul meu de vedere și nu numai. Un hotel nu tocmai mare, ceea ce pentru unii poate fi un mare avantaj, în sensul că hotelul oferă foarte, foarte multă intimitate. Camerele sunt prevăzute cu balcoane generoase. Fiecare cameră este dotată cu aer condiționat, funcțional și absolut gratuit. De asemenea, fiecare cameră dispune de un seif propriu, cheie, loc unde vă puteți lăsa obiectele de valoare atunci când părăsiți hotelul. Hotelul Philoxenia din Scala Prinom, un hotel mai mult decât primitor, foarte îngrijit, cu recenzii foarte bune. Ne aflăm în grădina de la intrare, foarte bine îngrijită, decorată cu mult gust, multă verdeață. Aici sunt trase storurile pentru a proteja clădirea de căldură. Calea de acces a turiștilor, iar ceea ce vedeți în față este parcarea hotelului. O parcare gratuită, spațioasă, unde vă puteți lăsa mașina în condiții de maximă siguranță. Este pentru a doua oară când ajung la hotelul Philoxenia din Scala Prinos și sincer sunt extrem de mulțumit de serviciile oferite. Aici avem terasa unde se poate servi micul dejun, iar pe parcursul zilei se pot servi diverse băuturi. Hotelul are recepție deschisă non-stop, loc unde turiștii pot obține informații despre punctele de interes de pe insulă. Există și o hartă a insulei. Acum o să încerc să vă prezint și casa scării cu acces către zona camerelor. Voi vorbi ceva mai încet, pentru că este destul de vreme, este abia la 7 dimineața. Și probabil unii dintre turiști încă mai dorm. Haideți să vedem. Aici avem minibarul și zona în care se pregătește micul dejun în fiecare dimineață.
Legat de micul dejun, vreau să vă spun că este compus din produse locale, de cea mai bună calitate, o servire ireproșabilă, după părerea noastră, așa că nu ezitați să serviți și micul dejun aici, dacă sunteți cazați la acest hotel. Zona de recepție. Și aici sunt amenajate mese pentru cei care doresc să servească fie micul dejun, fie o băutură, chiar în interiorul clădirii. De asemenea, avem și foișor. Cu verdeață, după cum puteți observa, un loc extraordinar.